Ați fost invitați și convocați în ședința de astăzi a Consiliului Local prin dispoziția domnului primar numărul 84 din 2020. Constat din cronica de prezență că din cei 11 consilieri în funcție sunt prezenți toți, deci proiectele de pe ordinea de zi pot fi supuse și analizate în această ședință. Fac precizarea că toate proiectele de pe ordinea de zi au fost analizate și pe comisii de specialitate. Am rugămintea să trecem la analizarea procesului verbal din ședința anterioară. Dacă aveți de comentat, dacă nu, îl supunem la vot. Aveți anume? Aveți comentat? Nu. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Trebuie să alegem un președinte de ședință care să conducă ședințele pe o perioadă de 3 luni. Aștept propunerea de la voastră. Propuneți pe domnul viceprimar? Mai aveți alte propuneri? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc frumos, domnul președinte. Vă rog să deschide ședința și să puneți la vot proiectul ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi a ședinței cu coordinarea Consiliului Local al Comunei Sibirii Județului Bacău din data de 30.04.2020. Proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență a doamnei Marin Simona pentru acoperirea unor cheltuieli de înmormântare unchiului Marin Ioan, decedat la data de 17.04.2020. Proiectul de hotărâre privind însușirea modificărilor de actul adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 2832 din 4.06.2020. Supunem la vot ordinea de zi. Și dacă se poate să concluzi ordinea de zi și punctul diversi. Da, supunem la vot așa unitatea și diversi. Mai este pe ordinea de zi, n-am găsit. Da, este și punctul diversi. Nu, este la urmă. Da, s-au omis. Ia sunteți de acord, doamnă președinte, și pentru diverse? Da, da. Da? Domnul consilier? Da. Bun. Mergem mai departe. Auzi, sunt cer scuze pentru că nu mai luat ochelari și nu știam că o să trebuiască să citesc, o să-mi fie un pic mai greu. Nu, nu trebuie. Ce mai faci? După cum știm, ieri am discutat toate cele trei puncte din ordinea de zi. O să încercăm să punem la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Dacă mai are cineva ceva de spus sau dacă mai o completare față de ceea ce... Proiectul de ordinea de zi la acordarea ajutorului de urgență, nu? Da, da, da. Până. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat unanimitate. Trecem la proiectul numărul 2. L-ați văzut, domnul Vicin, l-ați văzut? Da. Deci trecem la proiectul numărul 2. Privind de hotărârea înființarea și modificarea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere a numărul 2832 din 047. Îl supunem la vot. Cine este aici? Aici aș avea o adăugare. Deci am înțeles că e vorba de suprafața împădurită din Islat, nu? Da, da, da. Bun. Am înțeles la domnul primar că se face despădurirea, defrișarea, o să o facem noi, nu? Da,
Consiliul, mă rog, primăria. Dar nu merge făcut o formă ca cel care ia, eventual să căutăm o formă să poate defrișeze și să mai scădeze din valoare sau compenseze cumva? Da, dar noi acum închiriem pășunie. Deci eu vreau să închirieze pășunie. Bun, închiriem pășunia, că am înțeles că oricum a luat tot de slav și atunci, bun, uite. După ce defrișeam și chestia asta și... În caietul de sarcini a fiecărui contractat, are obligația să-l mențină, curețe slavă. Și mă gândeam că în ideea în care tot așa, putea să-l curețe și automat găseam o soluție încât să... Îl chiede în accident, dar nu poate să... El e frisca pășuni și atunci dacă îl da, dar rămâne pășuni. Dar unii alune pe terenul unde nu poate, nu are acces. Păi ce sunt amunecări de teren în așa, nu? Păi ce să facă omul acolo? Să curăț, să ies lasă. În final, dacă stai și ne gândim, cam asta e ideea. S-a format pădurea acum. Și acum ai să facă, o stă el să curăță, să tai o pădure de acolo, că e... Da, e demnitarea. Dar mic, luăm și deam la bătrâni de americani, stai și gata. Da, să mă schimb. Ce schimb, da? Îți iei toporul și ieși la... Lăsați, domnul Iorge, că acum avem drujbe, avem utilaje, tehnologie. Da. Acolo trebuie arat ca să dispară spine. E un polic pădure de spine, nu se mai poate. Ce-ți faci cu toporul? Nu ai ce-ți faci cu toporul. Ce-o drujbe? Nice. E clar. 20 de hectare de spine? Ei, nu chiar. Cred că, nu știu dacă mai sunt 5-6 hectare care nu sunt spini. Restul tot e spini. Da, sunt puțin la vot. Cine este pentru? Să vă dați seama ce costuri implică asta pentru OAT ca să defrișeze toată zona, dacă ziceți că e așa de mult? Nu știu dacă se amortizează cheltuiala. Se compensează cu valoarea închirierii. Trecem la punctul numărul 3. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și anul 2. Cineva să mai completeze, să mai discutăm, să mai spune ceva. Supunem la vot acum. Cine este pentru? Trecem la diverse, dacă... Pentru diverse, așa. Și eu aș vrea. Și eu aș vrea. Și la urmă și presa o întrebare. Da. Domnul Care n-am citit raportul, îl citim acum sau raportul de activitate? Am sau... făcut precizarea în ședința anterioară. Ședințele ulterioare vă prezentați raportul de activitate, cei care nu au prezentat în ședința anterioară. Așa o vă discutăm. Acum, da. Aș avea o problemă legată tot de drumul de la Chiceni. Domnule, domn primar, o rezolvare ar putea să existe, probabil, zic eu. Chinuiți am fost satul ăsta și chinuiți am rămas și chinuiți suntem. S-o făcut șanțul, e adevărat. Dar s-a dovedit încă o dată că nu ne ajută prea mult, doar șanțul. Deci, să nu mai vorbim de porțiunea asta de drum de la asfalt și până în deal. E aproape 100 de metri prin care omul, indiferent, nu că vine ploaie mare, dar mai potrivit, ploaie normală, dacă vine și astea, deja nu poate să treacă, să blochează tot drumul pe porțiunea aia. Am mai spus și în alte rânduri. Am spus să se facă un șanț pe partea de la deal despre Băluș, de la asfalt și până la tub, iar tubul respectiv care e în pământ acolo ar trebui scos și pus unul, să căutăm un tub mai mare, mai larg, ca să-i dea drumul la apă să curgă. Și șanțul ar trebui să vină și de la tub, de la jumătate de acolo și până în deal. Și mai dat drumul să curgă.
Păi, dar ce facem atunci? Oprim apă locul? Nu, 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 înțeles. Unde îi dăm drumul să curgă? Păi, se curge după vadul ei, care, după cursul ei, care l-a format de atâția ani de zile. Carvalele la... Adică ce să facem? Că îi dăm drumul la domnul Andreeș? Dar e vina noastră, dacă așa e natura, așa și-o format Albia acolo, așa și-o format astea, de ani de zile. Apa a luat-o la vale de fiecare dată. El a trecut cu tractorul o îndreptate adevărat, că nu-i convine că e asociație și nu-i convine că asta are pe porțiunii, stânga-dreapta. Dar apa își caută de treaba ei dacă îi dăm drumul. Ba așa ce facem. Dar să ne gândim și la oamenii ăștia. Vin la secuient, vin la dispensar, să duc la Bacău, au o salvare, au o chestie, copiii la școală, că nu o să fie și așa, ce facem, cum, pe unii să treacă săracii, dacă nu are, pur și simplu nu are. Nu poți să o iei nici pe stânga, nu poți să o iei nici pe dreapta. Chiar e o problemă destul de serioasă acolo. Vă rog frumos să aveți în vedere cel puțin pe viitor, acum recent nu știu ce se poate face la urgență, să nu mai vorbesc din deal la vale. În sat. Iar s-au format niște tranșee, niște râpii pe acolo. Doamna Dumnezeu, a fost să te-a trecut utilajul acolo? A fost. S-a rezolvat problema, da? După care, parțial, după codul roșu, codul roșu care l-am avut, am zis, stai uita, și drum județean, și drum național, a fost probleme peste tot. Nu doar la Chiriceni. Ce este o problemă cu drumul roșu? Toate drumurile, dar probleme la ora actuală cu drumul. Nu am nimic cu nimeni, nu am nimic cu dumneavoastră. Problema e o bună în general. Nu am nimic că se apropie alegerile și nu știu ce știu cotare, ca să nu credeți să fac uz de chestia asta. Nu. Problema este că nu-i bună treaba. Deci trebuie ceva făcut, ceva serios. Ce anume? Spuneți dumneavoastră. Acolo trebuie asfaltare. Adică, trebuie asfaltat drumul, deci de asta, asta vreau să spun. Pe viitor, măcar să aveți în vedere problema asta. Pentru următorul mandat. Deci, indiferent cine iese, cine o să fie, cine votare, să aibă în vedere și problema asta care, cu care ne confruntăm în atâta timp. Că nu se poate, nu se poate altfel, nu se poate. Exact cum a trimis săptămâna trecută utilaj, trimis și săptămâna asta, dar după ce se opresc ploile. Plus că mai iese, doamne, nu, ploile, că acum ca să vorbim de sigur, ploile vin și trec. Dar acum au fost mai mari, mai tari ploile, mai puternice, dar noi avem cod roșu. Noi avem probleme, noi avem probleme la orice ploaie, deci nu acum că e cod albastru sau cod portocaliu. Noi avem probleme întotdeauna acolo. Deci la asta se rezumă problema. Deci trebuie făcut ceva ca să... Vă mulțumesc frumos, am înțeles. Deci ideea e dacă nu se face, indiferent de cod, că e verde, că e groșu, pe alea, dacă nu se face, nu se va măsură pentru baratul ăsta, asfaltare, betonare, s-au făcut ceva acolo, nu o să-și rezolvi problema nici pe cod roșu. Avem depus la CNI proiect pe toate drumurile care au fost dezafectate, sunt în faza de sinteză și așteptăm răspunsul care ne-l dă. Eu știu că acolo o să fie problema asta cu Andreeș, nu o să fie de acord domnul să spunem așa, dar acolo dacă apa își duce cursul ei care și l-a format din natură de azi, nu poate să oprească nici el. Să oprească el apa acolo dacă poate, ca să nu se mai ducă la vale. Deci dacă terenul e la vale, apa n-a, eu n-am văzut apă să meargă la deal. Tot la vale merge, orice. Exact la fel și pe drum, dacă și-a format cursul pe acolo. Degeaba încercăm. Da, pe drum dacă era făcut șanțul ăla măcar săpat, de la deal, cum am spus, de atâtea ori și-am cerut. Și din deal până acolo la mijloc și de, la, de acolo de la pod și până la asfalt. Săptămâna trecută am fost cu domnul consilier Drănișteanu și asta a făcut. Da, ați făcut șanțul. Domnul primar, nu pot să spun că l-ați făcut. Ați făcut. Acum nu puteți să ținem utilajul nostru acolo. Acum nu se mai cunoaște nimic. Furia naturii nu ne putem pune. Dar a fost cod roșu. Să nu dăm vina numai pe natură. Nu o adunie. Că nu-i problema acum de... Dar plasă nevoastră 60 de litri, 70 de litri, 80 de litri pe metru pătrat. În câteva ori. Domn primar, noi avem probleme acolo, problemele sunt vechi. Deci nu-i de acum de 100 de luni de zile că ploile astea și nu știu. Deci e problemă veche. De asta v-am rugat frumos, aveți în vedere... Știu, de fiind 2009 s-a spălat. Dacă s-ar putea... Și ce se poate face acum, dacă s-ar... Măcar ceva care se mai poate face acum ceva.
Adică să stupăm iar șanțul în cer, ce se poate face? Și o leac de șanț de la deal, sapac, de trator, eu cred că cu tratorul ar merge. Până să fie ce o să fie. Acolo cred că trebuie și plasamul numai degeaba l-am întins cu tractorul. El rămâne tot afânat. Trebuie bătut, compactat, ca să poată să reziste. Acum s-o format de drum șanț. Știu că am trecut. Mai am trecut, mi-am atins praguri de atât de mari stratele. Nu, dar astea nu se văd. Doamna Dorin nu spune de podiețele fundate care nu desfântă nimeni acolo. Podiețele de unde? Depinde. Se dădea și dreapta cum coborim, de ce? Domn primar, iese apa, mai iese din curtea cutare, din curtea cutare. Păi, pentru că... Da, păi vedeți unde este problema. Păi nu, nu e problema numai de acolo. Problema este 80% din deal. Vă spun eu. Eu locuiesc acolo și știu despre ce. Domnul Adolie, am înțeles problema. Vreau să o să primite cineva care se pricepe cu adevărat la drumul și o să vedem ce soluții găsim. Și în următoarea ședință să o să vă bine la cunoștință, da? Vă mulțumesc pentru înțelegere. Domnul consilier local, pe drum? Da, eram nu, mai era doamna înainte. Da, tot ați intrat în discuții cu domnul Adolie? Da, nu, într-adevăr, am fost și eu pe drumul ăla, e greu tare de circula cu mașina. Eu am trei aspecte. Una, am semnalat cu gunoiile de pe toată zona aia și s-o promis că să ia, asta în special cu domnul vice, să vină cu noastră luată tot acolo. Am ridicat problema, vechea problemă, domnul primar, cu în curba acolo, la, cu șanțul ăla care e colmatat și n-am mai ajuns utilajul. Și acum, pe vremea asta, vă imaginați că e numai mult și e greu și toată apa aia se duce în curțile oamenilor. Și mai am o problemă cu pe care am discutat-o și ieri cu dumneavoastră, în legătură cu cum naiba găsim o soluție pentru tomberoanele care sunt puse în stradă și vin din afara localităților. Poate și cu... Întrebările trebuie să te adresate pentru domnul vice, nu pentru mine. Cu gunoi și cu domnul vice, da? 1 și 3, da? Și 2, cum și-a spus, cu drumul de acolo. Cu șanțul ăla și... Cum a fost domnul vice, știu că a fost să termină. Atunci găsim o soluție, acolo referat, trimitem utilajul... Mai este șanțul ăla la fundent, care drumul duce la biserică, care iar la fel e prea mic și nu face față și trebuie făcut un șanț la fundent. N-au fost. Nu a fost, dar nu-i problem, de asta stă mâine. Eu am făcut și totul în față. Adică am fost în teren. De multe ori am fost chiar cu mușa. Da, cu gunoaie nu știu ce vreau să spun, domnul. Cam chiar nu mă ocupe de mine. Nu, la asta am o mare problemă cel puțin cu tomberonul de acolo. Eu vin de la Roșor, de la Valea Marte, de Dumnezeu, vin și pun saci în tomberon. În condiții în care dumneavoastră spuneți că noi plătim gunoiul la kilogram. Chiar vă propun ca poliția locală să stea, nu știu care este soluția, ca să putem să găsim vinovat, că așa trebuie să punem un panic acolo. Nu trebuie un panic, se poate pune o cameră de la vedere, adică, sau măcar, nu știu, găsit o soluție. Pentru că veniți cu ea și dacă în momentul când găsiți soluția și eu nu vă aprob, atunci... Uitați, o cameră de la vedere. Să vă trageți de urechi în Consiliul Local. Pentru că problema este că se reflectă tot asupra cetățenilor în momentul în care crește cantitatea de gunoi. Pentru că iar o să ajungem la blocajul ăla, că o să fie în loc de 9 toni, o să fie 29, iar o să blocheze, iar o să aleagă. Vă știți prea bine ce am băgetat cu doi ani. Da, v-am spus și vă repetă că odată nu mă ocupe de gunoi. Bun, nici eu ca consilier nu pot să mă ocup de gunoi. Eu, datoria mea este să vă aduc la cunoștință și să căutăm o soluție, împreună. Că de-aia suntem o echipă, să încercăm să căutăm o soluție. Nu știu, ori îngrădit, ori pus o cameră de la vedere, că nu cred că eu... Nu trebuie una neapărat performantă, că nu vine nimeni noaptea, vin ziua. După o ședință de Consiliu, vorbiți la fel cu domnul vice, merge în interior, vedem... Gunoile alea care bazează timp, nu sunt ridicate de pe zonă. Când mi-a spus și la telefon, dacă e nevoie de făcut un țar, faci un țar, dar găsiți soluția, spune și de făcut. Și eu nu zic nu, găsiți soluția eficientă, da? Nu mă ocup. Cea mai simplă ar fi o cameră de la vedere. E cea mai ieftină variantă. Trebuie cea mai ieftină. Trebuie tras internet, trebuie destul, cred că e cea mai costisitoare. Vă dau eu internetul, domnule. Vă dau eu internet legătură la internet, nu mai se pune să facem ceva. Și nu, chestia asta nu e numai aici, am văzut. La Fundeni, dacă ați fost, ziceți că ați fost pe traseu, tomberoanele alea dădeau din afară, din tot felul, din material, din construcții, de alea, nu se pun. Stau numai pe jos. Și nu cred că neapărat cei vârste din Fundeni au venit să arunce... Dar nu spun că atât de... E pur să nu faci o cameră. Aduc animale, când vin la aduc. Problema este următoare. Am încercat să fac varianta asta cu o cameră. Problema este că sunt câțiva copaci care îmi închid unghiul și nu am. Nu mă pot... Vă ajutăm să-i defișați. Păi da, dar nu sunt curtea omului și nu pot intra, că e pe domeniul privat. Am înțeles. M-am gândit la varianta asta. Singura variantă care ar mai merge pe un stâlp.
Da, și acolo, trebuie urcat, trebuie alea, eu nu am... Dacă lui și aveți cameră, poți să vă dau pe cineva să vă arăteți o mandată. Ideea este în felul următor, că nu-i neapărat, pe mine mai puțin mă interesează, că oricum 10 lei în plus, doar fără 10 lei. Problema este că toată asta se sfânge asupra omului care, domnule, și așa plătesc pentru cei care nu stau. Și e o problemă cu gunoiul ăsta. Dar doamna asta seara mi-a spus că au venit cei de la bune și am luat toată plână chiar pe jumătate. A, bun, asta a fost altă problemă. Ori, ascultați-mă, că aici e nervă mea. Ori tot plus stă pe jumătate, ori stă plin, că aici eu totuși nu înțeleg. Domnul. Ori vine de la Roșuvă și aduc noi și plătim multe la comună, ori nu ridică cei de la Rompres pentru că e pe jumătate. Deci, eu, asta este un alt aspect care l-am depistat, că nu l-au ridicat cei de la, Rompres și au fost... Era cu trei sferturi. Bun. Ideea de Roșuvă, poate avea să fie plin. Norocul sau ghinionul a fost că în perioada asta am fost acasă și am putut să ies să mă cer cu ei. Dar nici nu pot să mai am. Deci vreau să semnalați că cei de la Roșuri vin și umpli... Spune, nu știu, din zona, vin dinspre Roșuri. Am înțeles, bun. Că vin de la Negușeni, că vin de la Valea Mare, pentru Dumnezeu. Dar vine pe jumătate de trei sferturi, bun de fund. Dom'le, ăsta au fost acum, vinerea asta au fost un caz. Pentru că a stat acasă, nu i-am mai lăsat să mă certa cu ei și au fost pe trei sferturi. Acum, chestia asta e... Nu-i de ieri. În momentul când sunați, avem poliție locală, sunați-l pe domnul Vici, nu-i nicio... Domnul primar, dar v-am dat și numărul. V-am dat numărul de matriculare să mă rezolva ceva? Poteți? V-am dat și numărul de matriculare la mașinile care au depozitat cu noi în Toblerone. Să mă rezolva ceva? V-am dus, adică... Deci, dată întâlnirile soluționare, nu știu în ce stat se află. Și dacă eu le-am vandaj, nu știți în ce stat este, eu ce să fac ca și păstrier? Nu știu că dacă mi-ați dat un număr fictiv, nu am putut să știu. Trebuie să vedeți și eu mai departe, dar dacă se aduce poliția rutieră, că nu e chiar așa de simplu, că am jucat de lintele. Eu ca și păstrier prea mult nu pot să fac, că nu am autoritatea necesară. Sunați, dar datoria mea este să anunț. Cine se ocupă, cum se ocupă, e problema dumneavoastră. Eu v-am spus cine se ocupă și cu cine se lasă legătura. Da. Sper că poate totuși reușesc să trimit un burdo să fac acolo în Purvaia și șanțul ăla de la care vine drum, că despre biserică de la Fundeni, până în stații. După atât aș dori. O să merg pe unul vici, îi pune de acord și trimite motivaj acolo, sigur că da. Nici nu capi discuție. Am să văd. Chiar am să văd dacă o să se rezolve. Da, atât am avut cine mai președinte. Dacă sunteți amabili, vă rog, să spuneți și vouă în ce situație se află subiectul ăsta atât de controversat, canalizare. Au plecat, am înțeles, am discutat cu două persoane, nu știu, erau din muncitori. Deci dumneavoastră știți exact unde răspunsul a fost? Mi-au spus că pleacă. Da. Sistează lucrări. Și eu vă întreb dumneavoastră dacă sunteți amabili să ne spuneți. Lucrările sunt sistate. Da? Pentru o perioadă nedeterminată, până se termină cu codurile galbene, portocalii și roșii, ce mai fie. Când o să fie vremea bună, o să reia activitatea. Eu am plecat pe vremea bună, au plecat, deci nu au plecat pe cod portocalii. Dar în cazul dumneavoastră, ce lucru răspuns, vi l-am dat. E cam ambigu și nu l-am înțeleg. Ah, e ambigu pentru dumneavoastră. Când se face vremea bună, o să vină să... Plus că sunt au contractă până în 2021, deci au tot timpul și sunt în grafic. Nici nu și-au recepționat ce-au făcut. Păi nici nu au recepționat acolo, s-a numai noroaie și numai drumuri impracticate. Foarte bine, pe de asta nici nu au recepționat. Da, foarte bine. Când o să le recepționez, o să-și ia bani, dacă o să fie conforme, o să... Și până atunci noi notăm în noroi. Nu, până atunci suportăm, da. Dar unde e noroi? Este noroi, vă dați seama că probleme sunt și pe drumuri care nu au fost canalizate. Nu, alte drumuri, e vorba de canalizare, deci au rămas drumurile înnoroiate. Și iar vă repet, eu am fost obligată să-mi cumpăr piatră, să-mi o pun pe ulița mea ca să pot să circul. V-ați pus-o? Am pus-o, eu am pus-o, da. Am plătit o mașină de piatră și l-am plătit pe Andrei și a venit și mi-o nivelată. Și nu știu dacă este corect, fiindcă și eu plătesc impozite, sunt corectă, la ora asta eu n-am nicio datorie la primărie. Dar numai că nu sunt vă interesează. Țin cont de sesizarea dumneavoastră, o să fac adresă către cei de la... către dirigentul șantier și asocierea care se ocupă de canalizare, să facă o vizită în teren și să ne spune stadiul drumurilor. Chiar vă rog. Cu mare drag și vă prezint. Atât. Eu am o legătură cu Mona, nu se mai poate sta cu ele. Nu mai rău decât o lătă poliție. Am spart geamurile la vecini. La seară, cu Mona? Da. Nona cine? Nu așa. E angajat la primărie, sunt și despre la ce vă referiți? Ce faci? Păi, e nebună.
stradă. Ah, păi știu, din mai multe ori, că a fost poliția locală cu cei de la Națională, dacă mă ascultați, o să înțelegeți. Au fost cu poliția Națională, dar cei de la locală de la noi, au intrat la psihiatrie, îi dă tratamentul care îi trebuie, așa, nu are familie, nu avem ce să facem, noi nu avem spital de nebun, nu sunt internăm noi, sau un spital cu probleme... Ai probleme mentale? Da, 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 așa, psihiatrie, o ține două, trei zile, îi dă drumul, vine să dezbracă prin stat, n-avem ce să facem. Dar mai e ceva de la testa, că m-am văzut și eu pe la un ca să o lămurim de doamna consilier. Nu este problema primăriei, nu aparține primăriei. Are familie, are familie. Ei, pe primărie ar fi la fete. De ce se face? Noi nu avem... Noi ce ați luat primării ne-am ocupat. Cudul ăsta pentru un centru de la Dărmănești ne-am ocupat, am făcut toată documentația cu compartimentul de asistență socială, dar trebuie să o interneze cei din familie. Da? Dar nu vor înseamnă... Sau organele competente. Nu, cei din familie, că noi nu avem ce să facem, ne-a făcut dosarul cu singura variantă este să meargă cei din familie cu ea. Și ei nu vor. Până vine din familie, dați seama ce face. Da, mi-am păstrat legătură, noi ce a ținut de primărie am făcut. Sunați la un 2 și gata. Păi a sunat, au dus-o la sine. Am sunat, au dus-o la sine. În timpul vechiului regim, vinea și te lua cu dorța cu după aceea. Băgai mașină în dubă și te ducea. Nu mai pune vremurile la bun. Acum trebuie spălitură. La vecină, spart geamul. Drum, dați-mi pe vremurile. Da, mi-am adus aminte, scuzați-mă, toată problema e că trebuie să fie și de acord să semneze când intră în centru de la Dărmănești. Și nu este de acord. Deci fără acceptă, nu poate să o... Dar dacă ea este da. Bună, n-ai cum dacă să se nească. Chemați-o pe doamna asistent, că sunteți aproape, pe doamna Micăielă. Țineți pe ce ca să... Deci, eu știu că în momentul în care nu ești în facultății mentale, n-ai... Haideți ca să vedeți cu ce este. Bună, poate greșesc. Da. 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 Ea e singură, nu? Cum mama s-a plecat la pisică. Doamna ne lasă un an. Vă rog frumos să explicați un timp cu Elisei, cu... No, no, cu Nona. Cu Nona se explică... Da, noi am încercat să o internăm în centrul la Dărmănești. Dosarul, făcut tot dosarul, care cuprinde pe puțin 50 de acte, care sunt depuse deja la comisie la Bacău, la Direcția de Asistență Socială pe Mărășești 13 și ne lipsea hotărârea definitivă și irrevocabilă de tutore. Am reușit, ieri am intrat în posesia ei, este tutoare sora cea mică, Carp Ana Maria. Și acum consider că dosarul complet, am trimis-o ieri deja prin poștă, chiar ieri am trimis-o, am și adresa de înaintare și i-am rugat să o treacă pe lista de așteptare. Lista de așteptare este pentru următorii 2 ani, să știți, mi s-a spus. Și mai următorul de la familie. Această hotărâre de tutoare, care da. Este definitivă și irrevocabilă acum. Am rugat avocata pentru că familia nu s-a implicat deloc. Am rugat avocata și mi-a trimis o mie personal prin e-mail. M-am ocupat cu domnul Cezar Palade, care este rudă cu doamna Nona și am legalizat-o. Și acum am trimis-o prin poștă. Urmează acum dosarul să fie pe lista de așteptare. Ei așa mi-au explicat. Așteaptă să moară pacienți ca să intre alții. Asta este politica în România. N-avem ce face, nu depinde nimic de noi. Dosarul este complet. Vă mulțumim foarte frumos. Cu plăcere. Dar aș fi vrut să fie altfel și eu. Așa stau. Deci am vorbit și cu doamna Elisei. Mai avem 2 ani. Poate mai mare oros. Da, ca să o bați, nu pot să o bați că... Poate face rău. Da, se întâmplă. Asta e că l-am fost. Poate să mă da, în primul rând mă bucur că vă văd bine, sănătoși. Vreau să întreb pe domnul primar dacă aveți un jurist angajat la primărie. În organigramă intervin eu. Nu am da, o să fiu un pic subtil ca să fim, da. Că se filmează la ceea ce vreau să vă spun. Aveți o altă sală un pic mai mare decât asta pentru ședințe? Și știți la ce mă refer, da? Ați avut ședințe și în altă sală decât aceasta de aici? Da. Da, încă nu continuăm. Da. Acum. Sperăm să ne vedem bine acolo, dacă situația de alertă continuă. Și vă doresc o zi bună.
Atât. Domnul Jucic, până la este un pregătar, dar poate... Nu, dar nu aștept un răspuns. Dacă se mai găsesc cineva la adversă. Băi, nu mai sunt gata, sunt lucruri de acolo.